Bun, deci condițional cată în fil din Civil 3D. Deci să presupunem că avem o situație în care noi trebuie să amplasăm parapet sau rigolă carosabilă în dependență de secțiunea drumului. Este în rambleu sau în debleu, da? Pe partea dreaptă și respectiv stânga. Cum putem noi să facem? Da? Deci noi, în dependență de înălțime, trebuie să-i amplasăm parapetul. Da? Pentru asta noi în Civil avem o funcție foarte bună, se numește condițional cut în fil. Da? Adică dacă mergem mai jos, aici la condițional avem cut în fil. Această funcție ne permite să amplasăm sublansambluri diferite în dependență de poziția noastră. Suntem în săpătură sau suntem în umplutură. Da? și distanța maximă sau minimă, adică în rambleu la distanța minimă de 3 metri, da? adică dacă sunt în rambleu la 1 metru, nu e cazul să punem uh, sub ansamblu respectiv, da? să punem alt sub ansamblu, da? de exemplu cum am făcut eu aici, în condiția cut and fill, în fil, în fil, adică în rambleu, distanța minimă de la 0, da? pleacă de la 0 și maxim se duce până la 1 metru, acest tip, da? și anume la acest subansamblu da, care merge de la 0 până la 1 se adaugă acostamentul cu următoarele straturi da? și uh, talus sau subansamblu care se intersectează cu terenul. Da? Îi zice link slope to surface, da? adică cu pantă până în teren. Deci asta aplică în condiția în care ești în rambleu de la 0 până la 1 metru, da? În cazul în care ești în rambleu de la 1 metru, minim distanță să fie 1 metru și maxim până la 9.9.9, adică foarte mult în jos. Aplici următorul subansamblu, da? Adică acostament plus o fâșie de parapet, da? Bine, nu e prezentat corect uh, parapetul, dar ideea care asta, da? Deci noi să putem condiționa da? amplasarea parapetului, în dependență de înălțimea rambleului, respectiv a rigolei care o șanțului betonat, în dependență de debleu, bleu, da, deci dacă noi suntem în de Asta este o funcție foarte bună, da, condițional cat în fil. Ne ajută să condiționăm un anumit subansamblu, da, adică ne permite să punem în dependență de rambleu sau de un o anumită secțiune tip, da? Dar care este marele minus la, la acest cut fill, da? pe care noi, eu din păcate, n-am putut să îl aplic? Da? Problema e în felul următor. Da? Noi dacă ne ducem într-o secțiune anumită, da? deci noi am aplicat secțiunea respectivă și aici, teoretic, noi ar trebui să avem rambleu mai mare de 3 metri, da? pentru că dacă noi măsurăm rambleul ăsta în realitate, da? adică de aici și să zicem chiar și până aici, da? deci avem 1,70 m, ok, 1,70 m s-ar încadra, bine, nu se încadrează, că e vorba de până într-un metru, adică a depășit 1,1 m. Teoretic aici ar trebui să am deja acest profil cu parapet, da? dar de ce nu-l am? Pentru că condițional, sub asamblul ăsta de condițional cut -and -fill, cat orfil, măsoară distanța de la punctul de inserție, adică de aici până la teren, da? Deci vertical în jos. deci de aici până aici măsoară distanța, da? Deci are 60 de centimetri, da? Deci normal că nu pune niciun parapet, da? Pentru că este mai mic decât un metru. Dar în realitate, dacă noi ne uităm aici, aici e un talus destul de mare, un rambleu înalt, în care, care necesită un parapet, aplasarea unui parapet. Da? Și până aici, din păcate, condițional cut în fill, nu mai putem folosi, da? pentru că nu ne dă o realitate destul de bună. Da? Condițional cut ăsta este bun, dar ar mai trebui să aibă o variabilă. Măsoară distanța pe vertical, nu în punctul de inserție, dar din punctul de inserție la o distanță, da, în teren. Da? Să iei ia, să ia în calcul terenul la o distanță, la un offset față de punctul tău de inserție, da? Pentru că mai încolo trebuie să vezi ce se întâmplă cu terenul mai încolo. Cu boară în jos de tot sau urcă în sus de tot, da? Pentru că aceeași problemă o avem și la rigolă. El aici, la punctul ăsta de inserție, s-ar putea să fie în debleu, da? cum e aici, dar de fapt să fie într-un rableu foarte mic și mai încolo terenul să plece în jos. Da? Și el o să-mi deseneze o rigolă un șanț în aer, practic, da? Deci aceeași problemă o am și cu rigola, da? Deci el trebuie să măsoare aici, undeva, Aici ce sunt? În, da în debleu sau în rambleu? Dacă sunt în debleu, punem rigolă. Dacă sunt în rambleu, punem. nu punem nimic. Da? E, cum am rezolvat eu această problemă? Cu ajutorul lui subensambl composer, bineînțeles. Da? Deci, altă variantă nu avem. Din păcate. Aici avem linia terenului. Da? Asta este acostamentul. Dacă noi mergem în jos, da, avem acostament cu o singură lățime, da, dacă îl tragem și mai jos, da, s-a adăugat și a doua lățime, adică lățimea de parapet. Și aici avem lățime H minim, H maxim, da, adică înălțimea, deci dacă înălțimea este mai mare de un metru, atunci punem încă o bandă pentru parapet. Și asta sunt condițiile, sunt aici, da? deci decizia. Pentru rambleu de bleu, și la rambleu mai avem un cod de incizie, rambleu mare sau rambleu mic, adică rambleu până într-un metru, sau în cazul asta până într-un hash minim. și rambleu mare, asta deja merge. Ce cu eroarea asta? Da. Bun. E, și aici deja merge de bleu, da? Deci ne-am mutat mai în jos, suntem deja cu surf, suprafața peste un metru, da, în jos, deja am desenat a doua fâșie pentru parapet. Dacă ne ridicăm mai sus, suntem sub un metru, vedeți, a rămas decât o fâșie. Ne dăm mai jos, s-a adăugat încă o fâșie pentru parapet, da? Dacă mergem în sus, deja este șans pentru debleu, da? Și asta practic ne rezolvă problema noastră. Cum ne rezolvă problema noastră? Pentru că noi aici avem lățime variabilă. Da? Deci el când ia condiția noastră de măsurare, nu măsoară înălțimea în punctul de inserție, da? dar măsoară față de punctul AP2, care este variabil. Da? Îl putem defini noi la ce distanță să se ducă de la punctul de inserție spre exterior ca să facă măsurările a înălțimii rambleu sau de Înălțimea asta pe care o definim noi poate să fie de 3 metri, poate să fie de 5, da? deci noi putem să o definim din civil. Și condiția este în felul următor. Da? Deci AP2, AP2 însemnând acest punct, da? deci nu punctul terenului de sub punctul de inserție, dar de aici, din AP2 minus AP1, AP1 fiind punctul de inserție și anume valorile pe Y, da? deci AP2Y să fie mai mic decât AP1Y. Asta este condiția ca să se îndeplinească dacă este rambleu sau debleu, da. Deci AP2, dacă este mai mic decât AP1, da? înseamnă că noi ne aflăm în zona de rambleu, dacă este mai mai mare. Înseamnă că tem sau dacă nu se îndeplinește condiția respectivă, da, suntem în debleu, da. Mai departe, dacă se îndeplinește condiția de rambleu, tragem asta mai jos. Avem următoarea funcție, AP2 dacă, deci condiția care, deci ca să se îndeplinească rambleu mare și rambleu mic. Dacă se îndeplinește, avem următor, avem rambleu mare, da? Deci ca să se îndeplinească trebuie să avem următoarele condiții. AP2 mai mic decât AP1, da? Deci AP2 să fie mai mic, adică rambleu și AP2 să fie mai mare sau egal cu minus H maxim și AP2 să fie AP2Y să fie mai mic sau egal cu minus H minim, da? Adică să îndeplinească inclusiv și aceste, acești parametri, maxim și minim, da? Adică dacă eu o trag pe ăsta mai jos de un metru, da? Să se îndeplinească și condiția de parapet inclusiv cu măsurarea la o distanță față de punctul de inserție, da? adică când măsoară el, eu pot să-i zic să-i definesc să măsoare din punctul ăsta la un metru de offset, da? să măsoare distanța aici, înălțimea, sau aici. Da? Deci, acest subansamblu creat în Composer este mult mai precis, da? pentru că eu dacă aș măsura înălțimea de aici până aici aș avea 60 de centimetri și nu, teoretic n-aș avea nevoie de parapet aici, dar dacă ne uităm după teren, după alura terenului, nu ne dăm seama că aici avem nevoie de parapet și măsurând, măsurând doar la o distanță față de punctul de inserție, noi putem să ne dăm seama avem noi nevoie de acest parapet sau nu. Bun, deci, da, deci, ăsta este profilul creat în sub ansamblu, creat în Composer. Doar că ce nu-mi place la acest model? La acest model nu-mi place anume chestia asta că trebuie să-l definești după condiția asta. Sub ansamblu trebuie pe tot să-l creezi în Composer. Da? Adică și straturile, și acostamentele, și șanțul, tot, tot, tot. Mie îmi trebuia doar condiția asta să se verifice și dacă se verifică condiția asta, deja în civil, exact, exact, ca în civil, da? Deci cum este ăsta. Inserez chestia asta și dacă se îndeplinește condiția, aici deja eu construiesc ce vreau eu, da? Că pun 3 straturi, că pun 4 straturi, că pun ăsta link to slope to surface, de asta deja e treaba mea, da? Deci am o dinamică mai mare când îmi permit să la condiția asta să adaug un subansablu. dar din păcate din composer nu pot să adaugi să creezi un subansamblu la care, în Civil, să inserezi alte subansambluri dacă se îndeplinește condiția sau nu. Ăsta, Condițional subansamblu, este creat în Civil da? și este creat în format DLL, de deci nu poți să creezi condiție asemănătoare da? la care să atribui după asta alte subansambluri în Composer. Da? Deci aici, dacă ne uităm la Help, zice, nu știu unde, ai tu un an asemble bază tu în mătăvăr, cât Deci, sub, sub, ansamblul ăsta condițional ca torfil îți permite să adaugi alt sub ansamblu la el. Da? Deci la ansamblul ăsta îți permite să adaugi alt sub eh, în compozor nu poți să crezi așa ceva. Deci dacă vrei să-ți îndeplinească niște condiții în compozer, da, el îți îndeplinește condițiile astea, dar după asta fii bun și desenează tot ce ai nevoie după ce se îndeplinește condiția asta. Da? De exemplu, aici îndebleu. S-a îndeplinit condiția, eu mai departe să desenez ceea ce vreau eu să fie după el. Da? Dacă nu desenez, el nu o să-mi deseneze nimic. Da? Asta e marele minus. Că mi mie era mult mai comod să creez doar condiția. Da? Deci, una, două condiții. Da? Și aici lasam pe 1, pe 2, pe 3, de exemplu. Și în civil mă legam de pe 1, pe 2, pe 3, da? cu subansamblul meu, cu șanțul, da? cu parapetul, cu ce vroiam eu, da? sau alte subansambluri, deci eram mult mai flexibil față de blocul ăsta, da? pentru că la următorul proiect, de exemplu, aici nu mai este rigolă șanț trapezoidal betonat, da? este o rigolă de acostament, de exemplu, sau o rigolă carosabilă, eu nu mai pot să aplic, sub ansamblul ăsta. Trebuie să-l creez din nou, da? pentru că acolo am alt tip de rigolă după condiția de debleu. Bun, hai să vedem cum lucrează el aici. Da, deci ăsta l-am văzut. Practic aceeași situație o avem și aici. Da? putem să ne ducem înapoi. Deci, ținem minte secțiunea asta, da? o ținem minte ce avem aici. Nu avem parapet în condiția în care folosim acest condițional format. Și mai mergem o dată aici, ca aici s-ar putea să avem nevoie de șanț, dar aici nu există șanț, da? Din ce văd eu. Da, nu, aici nu e, nu e nevoie de șanț. Pur și simplu el se termină aici, aici nu mai e cazul de șanț. Trebuie să găsim o zonă de-asta unde avem nevoie de șanț. aici, de exemplu, da? Deci, noi aici, teoretic, avem de bleu. Dar, el n-a desenat, n-a pus regulă șansă betona. De ce? Pentru că în secțiunea respectivă el este, se consideră că se află în rambleu, da? Deci nu este în cat, da? Pentru că el măsoară înălțimea asta și linia verde este mai jos decât linia roșie, da? Și atunci el consideră rambleu și din motivul ăsta nu ne-a pus nouă șanțul. Da? Acum noi băgăm subansamblul ăsta creat în composer, da? selectăm toate astea, le dăm delete. Da? Deci avem două situații pe care trebuie să le verificăm în momentul de față și adăugăm ăsta cu custom creat în subansamblul composer. Îl adăugăm. Așa arată el în civil. Da. Acum trebuie să mergem să îl adăugăm la Target Maps, aici la Target. Să i definim cum îi zice suprafața. Ah, stai că nu e bine. Să i definim suprafața teren, de da, ok. Rebuild. Și acum așteptăm să vedem ce face, ce rezultat o să ne dea. Deci subansamblul respectiv este mult mai precis. Îți dă o, uh, um, niște măsurări mult mai bune, da, și respectiv și cantitățile sunt mai bine, da. Ne uităm aici. Da? Pac a făcut șans betonat. De ce a făcut? Chiar dacă el se află aici în rambleu, el a făcut șans betonat. De ce? Pentru că el a măsurat înălțimea acestui punct plus lățimea de verificare 5 metri. Deci el ce a făcut? Hai să desenez ca să fie mai clar. Deci punctul de inserție aici, da? Aici. Ofsetăm 5 metri. da, cam prea departe. Se poate lua și 3 metri. Da, deci, uitați-vă, lățimea de verificare. Da, avem 5 metri. El ce face? Face un offset la 5 metri. Se duce cu punctul ăsta aici. La intersecție. Da? Și măsoară distanța. din punctul ăsta până în punctul ăsta, da? Deci este 1,24 m. Deci este mai mare de 0, da? Deci el aici măsoară dacă este în debleu sau în rambleu, da? Și atunci el desenează șanțul de beton dacă lua după conditional cut and fill din civil, el măsura aici se afla în rambleu și pur și simplu îmi desena uh, varianta cu Rambliu, adică situația asta, da? Și același lucru, dacă mă țin minte unde eram, cred că aici eram. Aici, da? Trebuie să șterg liniile alea. Da, deci noi eram la 60, da? Deci avem 60. Teoretic aici n-ar trebui să pun acostament dacă folosim uh, subansamblul din civil, dar el ne-a desenat nou parapet, da? deci aici avem margine, drum, marginea costă mea și aici mai avem o fișie de parapet, da? pentru că înălțimea este mai mare. Înălțimea asta, dacă o măsurăm aici undeva, este mult mai mare decât un metru sau cât avem noi definit aici. H minim 2 metri, da? deci este mai mare de 2 metri. La fel, pe celălalt principiu. Desenăm o linie, o la 5 metri, se intersectează și de aici măsurăm înălțimea și anume valoarea asta de offset, înălțimea asta de verificare este variabilă. Noi putem să o punem la 3 metri, putem să o punem la 1 metru, da? Deci putem să o punem aici, să verifice aici, 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 da? Deci există aici o situație, de exemplu aici, în care distanța de la margine depășește zona terenului, da? Deci noi teren după 5 metri de la muchea asta de intersecție nu mai avem. Și aici el nu ne face nimic, da? Pentru că n-a găsit. Nu a putut verifica condiția dacă se îndeplinește. Și în situația respectivă noi putem să desemnăm o polilinie, da? Și la edit target să zicem nu lua 5 metri predefinit, da? Dar ia lățime de referință o polilinie ia polilinia respectivă, click dreapta, ok, adică nu măsura la 5 metri offset, da? dar măsoară după linia care aveam noi și atunci el ne desenează nouă la face măsurările la o distanță mai mică, dar până la urmă dacă nu avem teren mai încolo și așa e bine, adică măcar cât de cât să vedem despre ce este vorba. La fel putem să desenăm pur și simplu o linie sau putem să facem un offset la alineament stânga-dreapta, desenăm două alineamente la, distan la distanță de 5 metri, da? și atunci el o să ne deseneze nou ce ne trebuie, ce ne interesează. L-am adăugat, dar nu l-a făcut. Sau l-a făcut, dar nu pe tot. Ia yeah. Edit target Da, este, da A făcut ceva Asta cred că trebuie să le dăm mai departe Advertex vertex aici Ne să vedem acum N-am fost atent, deci eu sunt pe dreapta, da? deci lățime de referință dreapta, nu pe stânga, da? deci asta că l-am băgat aici e greșit. delit, deci eu sunt lățime de referință dreapta. Acum trebuie să fie bine, deci m-am grăbit. Ok. Da? Deci acum l-a făcut. Da? Respectiv, chiar și în situația asta, da? Deci, bine, aici mai am de lucrat în Composer un pic, da? Deci, teoretic, el acum i-a făcut acostamentul și aici, el fiind în debleu, el teoretic trebuia să-i facă un șans, da? Dar el, dacă măsoară de aici, el, de fapt, este într-un debleu, dar este, de fapt, în rambleu, dacă să iei să tai totul ăsta de aici, da? Mergem mai înainte. Deci la fel. Da? Deci practic aici aici deja putem să ne jucăm și cu lungul pic, dar să-l mai înălțăm un pic, să nu tăiem atât de mult din existent. Dar în principiu se vede, da? Deci aici el teoretic cu condiția din Sevilla, avea să facă un șans, dar noi aici nu avem șanț, da? pentru că terenul nostru se duce în jos și atunci e suficient doar un acostament și s-ar putea să mai îmbunătățim un pic sub ansamblul ăsta în Composer, astfel încât aici, da, dacă ăsta, taluzul ăsta, este mai mic decât nu știu cât sau dacă măsurăm distanța asta și putem să ieșim la zi, la teren, atunci ești la teren, da? Deci, la fel putem să facem o condiție aici, da? La rambleu. Sau la ce? Da, la rambleu. La rambleu mic, da? Aici mergem la sfârșit, mai adăugăm o funcție sau aici o funcție, da? Dependență dacă e mai mare se duce aici, dacă e mai mic se duce încolo, da? Deci, se mai poate dezvolta acest subasamblu Composer. Singurul minus este că nu l vei putea folosi la alt proiect dacă în debleu ai altă, alt tip de rigolă. Da? Sau... Bine, în rambleu poți folosi. Sau să faci două, unul pentru rambleu și unul pentru debleu. Depinde. Deci, cam, cam atât ce am avut de zis. să trebuie să le șterg. Da, și Bine, și acum poți să te joci cu el, adică te uiți, ai să te uiți după transfer tu zici, bai, aici i-aș mai pune și aici niște parapet, da? Și atunci zici, haș, minim pune la 1,5, da? Sau mergi mai încolo și te uiți și aici n-a făcut nimic, că nu are teren. Ai mai bine să-i dau lățimea de verificare să nu fie de 5 metri, să fie doar 3 metri, da? Că pentru că e prea mult la 5 metri, cine se duce încolo la 5 metri să Fac ridicare, da? Da, și în felul ăsta le definești.